fotografii Ager Press, sunt convins că nu sunt aleși la întâmplare și că trebuie să dovedească la un moment dat că pot face din parte din familia lor. Ca urmare, în seara asta, în afara proiecției pe care o avem cu fotografii din 2015? Sau greșesc? Nu, din 2015. Avem și un fotograf Ager Press invitat, care o să vă povestească, vorbesc de Cristian Nistor, care o să vă povestească câte ceva despre ce înseamnă să fii fotograf la Ager Press. Nu cred că este un lucru ușor și nu cred că poți ajunge în poziția asta având un portofoliu doar așa. Sunt ferm convins că e foarte mult de muncă, sunt ferm convins că trebuie să dovedești lucruri foarte grele. Este, vă rog să-l urmăriți cu atenție, poate veți dori să faceți parte din povestea asta. Mie mi se pare că a avea o legitimație cu Ager Press, până la urmă cea mai veche agenție de presă din România, nu? Despre asta vorbim. Înseamnă foarte, foarte mare lucru. Sunt fotograf Ager Press de 12 ani. Sunt foarte bucuros că pot face parte din istoria agenției, ținând cont că aceasta funcționează din 1889. De-a lungul timpului, un mare fotograf român a lucrat în cadrul agenției. Este vorba de Armand Rosenthal, nu știu dacă ați auzit de el. A lucrat o jumătate de secol la agenție, din 1950 până în 1992. A fost fabulos prin contribuția care a adus-o istoriei noastre. Cum funcționează agenția? Practic, noi lucrăm în toate domeniile, news, absolut tot ce se întâmplă, ambulanțe, absolut catastrofe, pe news, tot ce se întâmplă în momentul imediat. Mergem, avem telefoanele deschise, permanent, 24 de ore din 24, suntem la dispoziția agenției. Dacă sună telefonul, ai rucsacul lângă tine, inclusiv dacă nu ai nimic de lucru în ziua respectivă, ai rucsacul lângă tine sau pleci cu el și te duci și faci fotografii pe care trebuie să le trimiți în cel mai scurt timp, în 10 minute după ce s-a întâmplat evenimentul cel mult. Lucrăm în economic, în absolut toate domeniile, economic, politic, social. Deci nu există un domeniu în care să nu lucrăm. Pe de altă parte, etic, agenția nu lucrează, nu facem cancan și nici paparații. Că vorbim de etică, nu ai voie să intervii pe fotografie. De exemplu, dacă ai senzorul murdar, nu ai voie să scoți petele. Deci nu ai voie. N-ai voie decât contrast, luminositate și o reîncadrare minimă. Eu personal prelucrez fotografiile doar la sport. Doar la sport le dau un crop și atât. În rest, dacă fotografia nu este bună, nu o fac, nu o dau. Nu e bună, nu merg mai departe. Lucrez numai JPEG de cele mai multe ori mediu. Nu lucrez RAW decât dacă lucrez în comercial. La presă nu lucrez niciodată RAW. Consider că un fotograf bun face fotografia din prima. Dacă ești fotograf, fotoreporter, asta e, lucrezi din prima, ori o faci, ori nu o faci. Lucrăm din 1970 cu aparatură Nikon, pe format mediu. De câțiva ani suntem membri MPS, este foarte important, pentru că aparatura este foarte fiabilă. Uitați, v-am adus aparatul meu să-l vedeți, e puțin lipit cu scotch, dar are peste 1 milion de cadre, n-a fost niciodată în servis, nu i s-a schimbat niciun șurub. Vă spun, la evenimente, de obicei mergem cu aparatura care avem un rucsac. Avem 2 sau 3 obiective standard, fisheye, mediu și 70-200. La sport folosim obiective mai lungi, fixe, 300 sau 400 de milimetri cu 2.8. Că tot a venit vorba de sport, în timpul meciului trebuie să transmitem primele fotografii în primele 10 minute. Dacă nu ai transmis, altă agenție ți-o ia înainte și nu mai vinzi nimic. Trebuie să fim primii tot timpul. De multe ori merg la
spectacole și transmit la, în timp real. Deci dă premul pe scenă, eu am laptopul deschis și în același timp fac fotografia și o și trimit. Editorul este în redacție și imediat este urcată pe Flux. Astfel avem fotografia în timp real. Nici nu s-a dat cel premier jos de pe scenă și fotografia există pe site. Este foarte important să fim primii, să fim... fotografia trebuie să fie bună, trebuie să aibă explicații. În primul rând trebuie să fie să o localizezi și în al doilea rând trebuie să fie și atractivă fotografic. Ca experiență, nici nu pot să vă descriu, sunt atât de multe evenimente diverse, într-o lună faci foarte, foarte multe evenimente și foarte importante și foarte plicticoase. De multe ori te duci la o conferință unde nu se întâmplă nimic, trebuie să scoți un subiect din conferința respectivă, ce faci, cum ilustrezi subiectul, sunt foarte multe întrebări pe care trebuie să ți le pui, setul clasic de întrebări care trebuie să-l ilustrezi. Vă dau un exemplu de competiție. Vă dau o competiție. Eu am fost la ultimele două olimpiade de vară, la Beijing și la Londra. Într-o zi ai 3-4 sporturi. Trebuie să alegi dintr-o parte în alta. Pleci cu echipament, stă echipamentul pe tine și că ești maimuță. Ai aparatură în stânga, aparatură în dreapta, pe piept, aparatură, laptopuri după tine, pentru că te duci la sporturi diferite și poți să tragi gimnastică cu un 200 fix, 200 cu 2 fix, poți să tragi canotaj cu un 600 de milimetri. De exemplu, au căzut elicoptere sau am fost și am făcut fotografii și am văzut pe oamenii carbonizați. N-a fost plăcut. Și trebuie să mergi. Ești trimis, du-te urgent la inundații, catastrofe, nu știu, te du-te. S-au plăcut la Olimpiadă, competiția rege este proba de 100 de metri. Toată lumea știe, este proba supremă. Este o senzație incredibilă. Deci înaintea probei să creează o tensiune în stadion, este incredibil. Incredibil. Deci trebuie să faci fotografii în toată atmosfera aia, trebuie să-ți păstrezi calmul. Și să faci fotografii, două camere, dacă reușești să-ți mai plasezi și una pe jos, pe undeva pe stadion, cu atât mai bine. Este o atmosferă incredibilă. Asta este o amintire plăcută. Mi-a spus că ai fost la ultimele două olimpiade. Vei merge și la următoarea? Câți fotografi sunt acreditați pentru următoarea olimpiadă de la Rio? Da, La Rio s-au dat decât două acreditări pe România, una Gazetei Sporturilor și una Agerpres. Eu voi merge la Rio, am norocul să merg la Rio, este a treia mea olimpiadă. Mulțumesc mult, mulțumesc. Voi face o expoziție, promis să fac o expoziție cu cele trei olimpiade după Rio. Sper să fiu sănătos și să pot să alerg în stilul meu. Trebuie să fii foarte rezistent. Pentru că ești un singur fotograf, trebuie să acoperi toți sportivii români, trebuie să mergi la toți sportivii. Deci nu există să ratezi un sportiv. Trebuie să mergi la toți, să-i prinzi, să-i fotografiezi pe toți, să scoți fotografii bune și ce să vă spun, e fabulos. Ce se întâmplă acolo este fabulos. Nu este nicio competiție mai fabuloasă decât Olimpiada. N-am alt cuvânt. Mulțumesc, mulțumesc.
Oh,